etapa cu numărul 15 din Liga Națională de Basket Gentica 95 continuă în sala sporturilor din Târgu Mureș, acolo unde formația antrenată de Cristi Achim, CSM Oradea, lider în grupa B a Ligii Naționale, cu un total de 11 victorii și o singură înfrângere. Înfrângerea venind chiar în startul campionatului, de atunci Oradea câștigând 11 meciuri la rând, dă piept cu o echipă în mare formă. Este vorba de CSM Târgu Mureș, grupare care a urcat până pe poziția a treia în această grupă B. 8 meciuri câștigate, 4 pierdute după 4 victorii consecutive. Ciprian Stoica, Cristian Trofim și Tudor Crișan sunt cei trei arbitri care vor conduce această întâlnire foarte importantă pentru CSM Târgu Mureș, echipa care, spuneam, vine după 4 victorii consecutive, meciuri câștigate exact în fața principalelor contracandidate la poate ultima poziție de calificare în top 10. Este vorba de succese obținute contra Constanței pe teren propriu la Ploiești, acasă cu Focșani, și în etapa precedentă la Râmnicu Vâlcea, un 85-73 în favoarea celor de la CSM Târgu Mureș, care, spuneam, a urcat la 8 meciuri câștigate și 4 pierdute după un început greoi de campionat, un start care părea că îi va trimite pe mureșeni tot către ultimele 8 poziții în faza a doua a campionatului, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, când echipa a revenit după o pauză serioasă a basketului la Târgu Mureș, înapoi pe prima scenă basketbalistică a României. Ei bine, acum formația are toate șansele să treacă în top 10, dar programul este unul dificil până la încheierea acestei grupe. După acest meci cu Oradea, mureșenii urmând să se deplaseze la Sibiu, să primească apoi vizita Craiovei și să joace la Pitești în ultima etapă a fazei întâi din sezonul regulat. Așadar, în toate aceste patru confruntări, punând la socoteală și meciul de astăzi, CSM Târgu Mureș pornește cu șansa a doua, dar a demonstrat pe parcursul campionatului că are o formație puternică, o echipă ce este capabilă să se dueleze și cu adversari extrem de puternici, așa cum este cazul celor de la CSM Oradea. Echipa care a câștigat meciul tur 96-75 la Oradea, însă la momentul respectiv CSM Târgu Mureș nu se afla în forma pe care o vedem acum. Vă spun și eu bun găsit tuturor, sunt Cosmin Petrescu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele aproximativ 2 ore, pentru această confruntare care va începe cu un angajament simbolic. Cei care vor sări sunt Cătălin Baciu și Sabol Șanta. Baciu a fost unul dintre cei mai buni oameni ai orădenilor la meciul jucat în tur, 13 puncte și 6 recuperări atunci, când Bobe Nicolescu a terminat cu 15 puncte, cel mai bun realizator al acelei confruntări, fiind Mladen Ieremici, 21 de puncte înscrise de Ieremici. Și acum începe meciul, mureșenii câștigă prima minge, mă aștept la o atmosferă fierbinte în jungla din Târgu Mureș, încă sunt scaune goale, dar probabil că lumea încă vine la sală. Ieremici are acum mingea pe mâna stângă, își creează spațiu față de Tarolis, aruncarea este recuperată de Eric Neal, un jucător care poate face de multe ori diferența în favoarea celor de la CSM Oradea. Tot el este cel care controlează această minge. Eric Neal scoate pentru Tarolis, aruncarea de 3 se duce prea lung, oricum foarte bine l-a reperat liber în spatele arcului de cer. Neal este al doilea pasator al campionatului, reușește aici intercepția după o pasă greșită și e alley-oop cu Eric Neal și Donata Starolis. Oradea deschide așadar cu foc de artificii, o acțiune la care Neal avea privirea îndreptată în altă parte, dar l-a simțit excelent pe Tarolis. Spuneam, este al doilea pasator al campionatului, 7,5 în medie pe întâlnire, doar Demetrius Underwood de la CSM Târgu Jiu cu 7,6 stă mai bine. Mladen Ieremici înscrie primele puncte și pentru CSM Târgu Mureș, jucător venit la începutul acestui sezon de la Rapid. Ieremici este cel mai bun marcator al echipei mureșene, 15,2 puncte pe confruntare. Eric Neal aici, minge care se întoarce la el,
tot Neil caută să joace în spațiul de 3 secunde, aruncă dezechilibrat, dar înscrie. Cinciurile de star pentru cele două formații, n-am avut timp să le prezint. Tomaș Beolini și Mladen Jeremić, fundași la CSM Târgu Mureș, și în centru este Samuel Ciontă, Goran Gajovic și Jacob Lawrence, care pasează aici, sunt cele două extreme. De partea cealaltă, Deus Pearson, care comite această greșeală personală, joacă alături de Eric Neil în cuplul de fundași. Bobe Nicolescu și Donata Staroli sunt extreme în centru. Oradea îl are pe Cătălin Baciu. Jeremić. Pe mâna stângă, protejează foarte bine Samuel Ciontă. A făcut acolo spațiu excelent, fiind curățătorul din fața unui Mladen Jeremić. În partea cealaltă, Deus Pearson e mai țapăn decât Jeremić, care a căutat faultul ofensiv. Nu cred că a fost, nu mi s-a părut să fie extins antebrațul Pearson. Pur și simplu un contact tare, la care Pearson cred că a fost mai pregătit decât Jeremić. Beloni minge scoasă pentru Goran Gajovic, cel mai bun jucător al etapei precedente. Este blocat aici însă de Baciu și Nicolescu în contraatac cu Deus Pearson, care ascunde mingea lui Jeremić. Și sunt două puncte pentru Oradea în urma acestui crossover ucigător al lui Pearson. Din nou Jeremić, minge scoasă pentru Beloni, care o vrea de 3, nu atinge inelul. Blocajul defensiv al lui Baciu este unul foarte bun, ținându-l la distanță de recuperare pe Samuel Ciontă. George Trif este omul care a promovat-o pe CSM Târgu Mureș, fost jucător la această formație perioadă lungă, pe vremea când echipa se numea BC Mureș Târgu Mureș. George Trif a rămas pe banca echipei după ce a fost secundul lui Barnabas Saltkaspar în perioada în care Târgu Mureș era una dintre forțele Ligii Naționale, ajungând la un moment dat chiar în finala Ligii Naționale, o finală pierdută atunci contra celor de la CSM Oradea. Voi reveni cu detalii. Pentru moment Jeremić trage de 3, mingea îi iese din coș, Ciontă la recuperare, trimite pentru Gajovic. 27 de puncte a avut Gajovic în victoria 85-73 de săptămâna trecută contra celor de la CS Vâlcea. Dar ceea ce a fost mai impresionant, în timp ce Jeremić ratează aruncarea pe sirenă, e faptul că Gajovic a terminat cu 10 din 10 din acțiune, 5 aruncări venind de la 3 puncte. Eric Neil acum, îl văzuse pe Deus Pearson, însă i-a citit de data asta intenția Gajovic, care pe contraatac continuă de unde a rămas. Prima aruncare, primele puncte pentru Gajovic și mureșenii taie diferența pe din două. De la Neil pentru Tarolis, aruncare peste Ciontă, direct în coș. Zece la 6 este scorul când ne apropiem de jumătatea sfertului întâi. Beloni. Mladen Jeremić. Mâna stângă, pasă greu de controlat pentru Ciontă, care totuși reușise inițial să recepționeze, dar apoi comite abatere de pași. Minge pierdută de către CSM Târgu Mureș după această fază, la care într-adevăr a țopăit cu mingea în brațe Samuel Ciontă. A fost campion al Ligii Naționale de Basket alături de UBT Cluj în 2021. Pearson. Tarolis. Din nou Pearson. Jeremić este cel care îl supraveghează. Primește Baciu. Se duce să-i așeze blocajul lui Eric Neil. Din nou Baciu. Are om mai mic și este faultul lui Beloni. Prima greșeală personală. Una venită cu scopuri tactice, pentru că nu avea cum să îl apere el pe Cătălin Baciu atât de aproape de coș. Venea la dublaj Jacob Lawrence. Acest lucru s-a întâmplat însă destul de târziu. Beloni și Lawrence sunt scoși pe bancă către George Trif. Foarte bună această pasă pentru Bobe Nicolescu, de lângă Cristian Mureșan, unul dintre jucătorii intrați pe teren la precedenta înlocuire. Vin cele două puncte pentru Nicolescu. Celălalt este omul cu mingea, Jonathan Burson.
Gajovici. O aruncă de 3 direct în ațe. Întrebarea este când va rata prima dată Goran Gajovici, 2 din 2 și astăzi, după ce spuneam, a avut 10 din 10 cu 5 din 5 la 3 puncte în meciul de la Râmnicu Vâlcea. Aruncarea lui Eric Neal foarte bine și-a protejat acolo o minge pe care a urcat-o unde trebuie pe panou de lângă Cristian Ureșan. Șant, Ierbici, tot de 3 o vrea și el, iese din coș, prinde Baciu. A fost unul dintre cei mai buni jucători ai orădenilor la partida tur. Aici Nicolescu, cel mai bun marcator al acelui joc. Pasează pentru Luis Pearson către Baciu, înălțată mingea, o prinde până la urmă, se întoarce și scrie cu foul. End one al lui Cătălin Baciu. 8,1 puncte în medie pe meci, împreună cu 7,3 recuperări, capitol la care este liderul orădenilor în actuala stagiune din Liga Națională de Basket, Getica 95. Oradea îngrenată pe două planuri, atât Liga Națională, cât și FIBA Euro Cup, acolo unde a trecut și de această dată în faza a doua a competiției. 7,5 puncte pe meci are în cupele europene Cătălin Baciu, contribuie și acolo cu 6,3 recuperări, în FIBA Euro Cup fiind depășit de Nard Freeman la numărul de mingi prinse sub cele două panouri. Să Freeman joacă și cu vreo 7 minute în plus față de Baciu în acea competiție. Primește Pearson. Blocajul lui Shanta. Pearson aproape să piardă această minge. Se arată direcția de atac a celor de la Oradea inițial. George Trif protestează la decizia lui Ciprian Stoica. Are dreptate însă. Arbitrul partidei a văzut bine mingea împinsă de Eric Neal, însă pe coapsa lui Jonathan Pearson e posesie pentru Oradea. Neal. Foarte bună livrarea către un Donata Starolis, care probabil se întreba și el cum de e atât de liber acel spațiu. Părea să fie prima zi a noului an pe la 9-10 dimineață, atunci când bulevardul este foarte liber după ce toată lumea a petrecut și se odihnește. Pearson aici, pasează pentru Mureșan, o vrea de 3, aruncarea este recuperată de Eric Neal. Spuneam, al doilea pasator al Ligii Naționale de Basket, a încercat să-l angajeze pe Starolis. Cred că a exagerat aici Starolis în încercarea de a obține două aruncări libere sau, în fine, măcar de a obține un foul, de fapt, că nu sunt în penalizare Mureșenii, dar nu i s-a dat. În schimb, el este sancționat cu prima greșeală personală după ce îl împinge pe Mureșan. Fault așadar la Donata Starolis, cel mai bun marcator al orădenilor în sezonul precedent. Starolis contribuie și în această stagiune cu 13,4 puncte pe meci. Doar Eric Neal stă mai bine, dar la limită, 13,5 are Eric Neal în campionat. Ce minge scapă Baciu. Neînțelegere între el și Tadric Gocher. Parcă s-au luptat pentru această recuperare, parcă s-au luptat pe statistică cei doi. Baciu părea că o prinde fără probleme, însă Gocher, cel care a venit de la CSU voluntar la începutul sezonului, l-a incomodat și l-a făcut scape în afara terenului, ceea ce oferă un atac suplimentar mureșenilor. Rămâne în continuare posesie pentru ei. Peste minge a dat Tadric Gocher. 9,8 puncte pe meci CSM Oradea în 2021, de fapt 2022. 2021-2022, atunci când CSU voluntar a ajuns până în finala Ligii Naționale de Basket, Gocher era cel mai bun marcator al acestei formații. Abatere de picior. Rămâne din nou posesie pentru CSM Oradea. A intrat Goran Martinici, veteranul mureșenilor, care are și cetățenie română. Aruncarea lui Shanta s-a dus prea scurt. A recuperat Chris Richard, intrat și el pentru prima oară pe parchet. Eric Neal. Va
Maciu încearcă să-și ia poziția sub panou, avându-l în spate pe Mureșan. Este faultul tânărului jucător de la CSM Târgu Mureș. Este Mureșan și era răpusă după 6 meciuri de CSU ASS Ploiești. Așadar, 3 finale jucate de Târgu Mureș în Liga Națională, toate pierdute, 2 dintre ele consecutiv. Acea din 2013, George Trif era și jucător pentru cei ABC. Și pătrunderea lui Chris Richard, mingea trimisă către Thorgrim Goucher, ratează aruncarea de 3, iar Tarolis este faultat de Mureșan. Îi pare să aibă forța necesară pentru a se duela cu Tarolis sau cu Baciu. Bine, nu pe Baciu trebuie să-l țină, dar cam la Tarolis trebuie să se apere. Trebuie să se retrimisă pe parchet Samuel Ciontoa. Este înlocuit acum Mureșan și Radu Paliciuc intră în locul său. Paliciuc, jucător cu mult mai multă experiență, a fost component al Naționalei României, a fost inclusiv în lotul pentru Eurobasket 2017, singura apariție de după Revoluția din 1989 a Naționalei României la un campionat european, atunci când România a găzduit una dintre grupe la Cluj. Mar Freeman, unul dintre oamenii trimiși pe parchet, în timp ce Chris Richard marchează de 3 puncte de Cristi Achim la întreruperea anterioară. Jonathan Orledge, de asemenea, a intrat atunci când jocul a fost oprit. Goran Martinici. Șanta cu blocajul, Martinici de 3, scutură plasa. Maximă de încredere pentru Goran Martinici. Asta a făcut foarte bine toată viața, fiind uneori de neoprit din spatele arcului de cerc. Martinici are și acum un sezon, în timp ce Gheorghe ratează aruncarea, a recuperat ofensiv de un Nard Freeman care pe mâna stângă aduce 2 puncte pentru Oradea, în care Martinici are 13,3 puncte pe întâlnire, iar procentajul la 3 puncte este de 41%. Tot el a căutat să o lase pentru Shant. Jonathan Purse primește Gajovic, trece de Goucher, aruncare de pe un picior și Gajovic înscrie din nou. Continuă să nu rateze, 3 din 3 astăzi, 7 puncte pentru Goran Gajovic. După ce spuneam, a avut 10 din 10 la meciul cu CS Vâlcea 1924. Goucher. Abatere de pași, schimbat acolo piciorul de sprijin și este minge pierdută de către Oradea. Ieremici revine pe parchet pentru CSM Târgu Mureș. 4 puncte astăzi, 2 din 6 din acțiune. Spuneam, Ieremici este cel mai bun marcator al mureșenilor în actualul sezon. 15,2 pe întâlnire. Martinici a încercat-o din nou de la distanță. Ofensiv recuperează Șanta, dar duce mingea jos și se fluieră, cred, angajament 1-1, ceea ce va da posesia orădenilor. Da, e angajamentul 1-1. Asta termina chiar un bilanț mai slab de 50% de victorii. Chris Richard din nou de 3, doar că de această dată fără precizie, dar recuperează Gheorghe, care l-a angajat aici pe Nard Freeman. Acesta se ridică și înscrie cu panoul. Sezonul anterior, CSM Târgu Mureș, spuneam, la revenirea pe prima scenă basketbalistică României și a terminat grupa din care a făcut parte, grupa A, în sezonul anterior, cu 6 victorii și 10 eșecuri și nu a putut obține calificarea mai departe în top 10. Apoi mureșenii au încheiat cu un total de 9 meciuri câștigate și 5 pierdute în faza a doua. Atac pentru Târgu Mureș, intrat între timp și reușește aici să înscrie aruncarea foarte dificilă Vlad Nistor. Primele puncte pentru Nistor în această întâlnire. Vlad Nistor, care joacă pentru a 8-a oară în actualul sezon, 2,9 puncte în medie pe meci. Orledge, lângă Paliciuc.
Incomodează aici jucătorul transferat de la Laguna București, ratează și Nat Freeman, ratează încă o dată Aldridge și este posesie pentru Târgu Mureș. Lawrence, Martinic, se dă fault, fault la Tudor Gheorghe, a încercat să evite blocajul. Posesie pentru echipa mureșană. Vladistor este cel care va repune. Trimite pentru Paliciuc. Martinic. Spatele la coș. Jacob Lawrence trage de 3 și arde plasa. Vin la doar 6 lungimi de adversari după această descărcare de la distanța unui jucător cu 39% procentaj, dar care a fost lăsat atât de liber de apărare a Orădeană. În partea cealaltă este Nard Freeman, neînțelegere între el și Gaucher, însă se pare că mingea a fost deviată, asta spun arbitrii, spre nemulțumirea publicului din sporturilor din Târgu Mureș. Mureșenii cerului George Trif să-și folosească aici contestația pe care o are la dispoziție, dar cred că este prea devreme și cred că e un risc pe care și l-ar asuma pentru prea puțin, pentru doar o posesie. Oradea rămâne așadar în atac. E posibil să fie avut dreptate gazdele și să nu fi fost atinsă acea minge. Aldridge este scos pe cauțiune de Nistor, care n-avea rost să faulteze aici. Asta îi spune Lawrence. Aici se vede cumva și lipsa de experiență a lui Nistor, jucător în vârstă de doar 18 ani, care a știut că este într-o împerechere dezavantajoasă pentru el, dar nu a remarcat faptul că Freeman avea doar o secundă la dispoziție să arunce, așadar n-avea timp să-l bage sub coș, n-avea timp să bată mingea. Așa Chris Richard profită și pe atacul suplimentar Oradea înscrie prin jucătorul care evoluează și în Naționala României, Richard fiind și el unul dintre basketbaliștii naturalizați. Lawrence. Minge lăsată pentru Ieremici. Acesta pleacă pe mâna stângă. Gaucher a venit din spate. E în continuare posesie pentru Târgu Mureș. Secunde rămase din atac și avertisment de greșeală tehnică pentru George Trif. Foarte bine apare Martinic, care îl ține în spate pe Gheorghe după ce l-a surprins cu această tăiere prin defensiva adversă. Martinic susține că ar fi fost și lovit pe aruncare. Chris Richard în partea cealaltă. Aldridge se ridică și înscrie cele două puncte. Jucător care evoluează pentru a patra oară în Liga Națională de Basket GTK 95. El a venit la Oradea după accidentarea lui Nicola Markovic. Aldridge, jucător născut în Germania, stabilit în Statele Unite ale Americii, dar care evoluează pentru Naționala Libanului. Jucat în sezonul precedent în campionatul Coreei de Sud. Goran Martinic din nou. 4 puncte la rând pentru conducătorul de joc al mureșenilor. Începe să se cingă bine de tot Martinic și asta poate fi periculos pentru Oradea. Fault ofensiv la Tudor Gheorghe, tot Martinic este cel care îl obține. Martinic era pe parchet la cele două finale pierdute cu Asesov și cu Oradea de BC Mureș. Juca pentru această formație la care a rămas ulterior, chiar și în perioada în care echipa se afla în Liga Secundă, ajutându-o astfel să promoveze apoi pe prima scenă basketbalistică din România, la finala din 2013, pierdută de BC Mureș, spuneam, în 6 meciuri contra celor CSU Asesov Plăiești, pe vremea când se juca pe sistemul cel mai bun din 7, sistem la care s-a revenit începând cu sezonul anterior. Martinic încă nu ajunsese la Târgu Mureș, juca pentru CSM București la vremea respectivă. Abia în 2013, pentru stagiunea 2013-2014, s-a transferat această formație, de la care a plecat după acele probleme financiare, practic după desființarea echipei. A mers și a jucat pentru SCB-ul Craiova și pentru CSU Voluntari.
pentru a reveni apoi la Târgu Mureș, spuneam, în Liga Secundă. A rămas aproape această formație care, în momentul în care a luat din ființă sub această denumire de Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș, a reușit să îl convingă pe Martinici să se întoarcă în acest oraș. Acum nu prea mai văd scaune goale, cred că este aproape de capacitate jungla din Târgu Mureș. Nistor. Făcut la buzunare de Chris Richard, contraatac pentru Oradea. Richard bâlbâie această minge, suspectă de paș faza. Jocul continuă, Aurich pentru Nicolescu. Goucher înapoi la Bobe Nicolescu, cere Aurich, apare Freeman, îl reperează foarte bine pe Chris Richard, liber în spatele arcului de cer, dar acesta a preferat pătrunderea și a pasat în brațele unui Martinici, care a strâns foarte bine sub panou, Paliciuc. Din nou Martinici. Strânge Aurich, Jacob Lawrence. El e tal de la distanță în continuare, a doua triplă pentru omul care vă spuneam are 39% în actualul sezon. 12,7 puncte în medie pe partidă pentru Lawrence. Greșelii vin la o singură posesie, dublat acum avantajul însă de tripla lui Todrick Goucher. Martin. Faultul lui Nicolescu. Este prima pentru capitanul orădenilor. Așa la Nicolescu, în timp ce Radu Paliciuc îi lasă locul lui Sabol Șanta pe parchet. Așadar, doi oameni mari acum pentru CSM Târgu Mureș. Șanta va intra pe postul de pivot clasic, în timp ce Lawrence va continua să joace afară. Lawrence era pivot improvizat atât timp cât Paliciuc era în loc de Șanta pe teren. Paliciuc, vă spuneam, jucător venit de la Laguna București, 35 de ani. Experiență inclusiv în Naționala României. A avut atunci meciuri bune, mai ales în perioada de pregătire pentru Eurobasket 2017 și a evoluat de asemenea bine și în acele partide. Din păcate, toate terminate cu înfrângere pentru Naționala României. Martinici. Grea aruncare aceasta pe care Șonto o împinge până la Nistor și este atac reciclat. Aruncă de 3, dar ratează Mladen Jeremić. Și avem un foul la recuperare a lui Chris Richard. Oradea este în penalizare, ceea ce îl va poziționa pe Jacob Lawrence la linia de libere pentru două aruncări. Sam Lawrence contribuie cu 12,7 puncte în medie pe confruntare în actualul sezon. 80% este procentajul său la linia de libere. Se face 33-29. Lawrence venit începutul sezonului anterior la CSM Târgu Mureș. El jucase înainte pentru CSM Constanța, pe vremea când această echipă se numea Atletic Constanța. Faultează acum la aruncarea lui Goucher. Lawrence spune că Goucher ar fi simulat și le cere arbitrilor să-l sancționeze cu greșeală tehnică. Nu văd acolo extinderea piciorului din partea lui Goucher, care să nu fie naturală, care să fie în căutarea contactului. Sunt așadar trei libere care beneficiază basketbalistul orădenilor. Orădeni care au susținere și în arena din Târgu Mureș. 9,9 puncte pe meci, vă spuneam, pentru Tadeu Goucher în actuala stagiune. Acum
2 ani la voluntari, 14,3 puncte pe meci, a scăzut la doar 12 în sezonul anterior. Spuneam acum 2 ani, din CSU Voluntari a câștigat Cupa României și a jucat finala Ligii Naționale de Basket. Gomcer era cel mai bun marcator al formației Fotenia. Nistor pasă din săritură, aproape interceptată de Richard. Totuși Nistor îl găsește în cele din urmă pe Jeremici, care atacă inelul și scrie cu foul. Rezistă foarte bine pe contactul cu Nard Freeman și sunt posibil 3 puncte la aceeași acțiune pentru Mladen Jeremici. Aminteam, venit de la Rapid București, acolo unde a jucat în sezonul precedent. Înainte de asta, 2 ani petrecuți la FC Argeș-Pitești, acolo unde se întorsese după un sezon în care a apărat culorile lui Dinamo. Jeremici primisei 3 ani în Liga Națională de Basket, petrecuți sub comanda lui Dragan Petricevici la SCM Timișoara. Nicolescu aruncă Goucher de la semidistanță și pune mingea în coș. Sunt în total 7 astăzi pentru Octavie Goucher. Scorul devine 27-32. Jeremici caută faultul la Nicolescu. Recuperează Richard. Trecut aici de Martini. Goucher din locul de unde a scos 3 libere mai devreme. De aceasta ratează. Este fault asupra lui Freeman. A doua greșeală personală a lui Vlad Nistor, care a ajuns într-o poziție deloc ușoară pentru el. A ajuns să se lupte la recuperare North Freeman, cel care vă spuneam în FIBA Europe Cup este principalul urmăritor celor de la CSM Oradea. Freeman contribuie și în Liga Națională cu 6,5 în medie pe întâlnire, fiind depășit aici doar de Cătălin Baciu, cel care între timp i-a luat locul sub panou. Este schimbat și Nistor. Se întoarce Tomaș Beloni pentru George Trif. Robe Nicolescu foarte bine protejează și pe mâna dreaptă scrie cele 2 puncte cu panoul, mărind avantajul lor de Martini, la semidistanță, direct în bumbac. 9 puncte pentru Goran Martinici, care în acest moment este principalul marcator al mureșenilor. Chris Richard în partea cealaltă, aruncă prea scurt. La recuperare se duce Shonto. Martinici, trecut frumos aici de Nicolescu. Dar acesta este sancționat până la urmă cu faul, a doua greșeală personală și 2 libere pentru Goran Martinici. Martinici, spuneam, cel mai bun om al acestei confruntări. Recordul acestui sezon a venit pentru el în meciul cu CSM Focșani. 23 de puncte înscrise Goran Martinici, care a mai depășit o singură dată vorna celor 20 de puncte la meciul SCM-ul Craiova. Strâns atunci 21 de puncte. O partidă pe care mureșenii și-o aduc aminte cu mare plăcere, pentru că au reușit să o câștige în sala polivalentă din Craiova la un punct diferență. 27 de puncte a avut atunci Mladen Jeremici, dar să spuneam că se mete Târgu Mureș și a demonstrat că se poate duela și cu adversar de top. Goucher ratează aruncarea de 3. Mingea recuperată de Gaiovici. Acesta îl găsește pe Martinici. Minge scăpată în afara terenului și posesie pentru Oradea. Rămâne 39-36, mureșenii aveau șansa să se apropie la un punct sau chiar să egaleze dacă marcau de 3. Așa trebuie să se apere din nou. Jocul oprit pentru că cred că se ceruse deja schimbare și trebuia să se efectueze această operațiune înainte ca partida să poată fi reluată.
Lewis Pearson revine pe parchet pentru Oradea. S-a întors în locul lui Martinic, de asemenea și Jonathan Pearson. 19 secunde rămase din atac pentru CSM Oradea. Pearson bagă mingea în joc. Eric Neal, cel care controlează această posesie pentru Leii Roșii. Neal, o pasă superbă, scoasă pentru Tarolis, care îi dă liftul lui Gajovic, aruncă peste Sabol Shonto. Nu prea avea ce să facă mai mult decât atât Shonto. Uneori apărarea este foarte bună, dar ofensiva este și mai bună. Cam așa se poate rezuma acțiunea de mai devreme a lui Donata Starolis, campion al Ligii Naționale în 2021 alături de UBT Cluj. Întors în campionatul României după un sezon petrecut în Lituania în stagiunea anterioară, când a fost transferat la Oradea. Fault asupra lui Jonathan Pearson și vor fi două aruncări libere prin care acesta poate să își treacă în cont primele două puncte de astăzi. 10,2 în medie pe meci pentru Jonathan Pearson. Prima aruncare transformată. Intră și cea de-a doua. Și e din nou meci de o singură posesie. Eric Neal. Un foul pe care îl comite conducătorul de joc al orădenilor. Greșeală ofensivă așadar. Arbitrilor Eric Neal s-a ajutat de braț pentru a îl depăși pe Tomas Goloni. E primul fault al lui Eric Neal în această întâlnire. Intrăm în ultimile două minute de sfertului secund. Goloni. Shot. Pearson. Prin blocajul lui Shonto, încearcă să stea foarte aproape de el Chris Richards și reușește acest lucru, dar pasa e greșită. Tăiase Gajovic, dar n-a primit acea minge, interceptată de Baciu, iar acum Deuce Pearson reușește să descongestioneze traficul și să înscrie cele două puncte prin care ajunge la un total de 6. Gajovic. GP către Maden Jeremici. Locajul lui Shonto. Jeremici aruncă de 3. Recuperează Donata Starolis. Un minut a mai rămas până la finalul acestui sfert al doilea. Deuce Pearson cu mingea în posesie de la semidistanță. Are ghinion, dar e acolo Baciu, care recuperează ofensiv, ajungând la 3 urmăriri și va beneficia de două aruncări libere după greșeala personală, prima a lui Sabol Shonto. Cătălin Baciu, un sezon în care are doar 43% la linia de libere. Prima intră cu ceva noroc aici pentru el. În momentul ăsta 10 libere transformate din 22 aruncate în Liga Națională. Baciu contribuie și în FIBA Europe Cup. Spuneam cu 15, cu 7,5 puncte pe întâlnire. Dar acolo nu a ratat nicio aruncare liberă. E drept că n-a tras extrem de multe, dar are 4 din 4. Pearson, sub panou pentru Mladen Jeremic, faultat de Baciu. Fi două aruncări libere după această greșeală personală cu numărul 1 lui Cătălin Baciu. Timeout solicitat cu 33 de secunde rămase până la finalul sfertului cu numărul 2. Este
un timeout cerut de către Cristi Achim. Până când se va relua această partidă, vă informez și faptul că mâine avem alte două confruntări din Liga Națională de Basket CTK 95. Începere de la ora 17:30 de Prima Sport 1, întâlnirea de la Timișoara dintre SCM Timișoara și CSO Voluntari, iar de la ora 19:15 în Ceuseaua Ștefan cel Mare se joacă partida dintre Dinamo și Rapid. Cam toate locurile sunt ocupate la Târgu Mureș. Interes mare pentru această partidă. Târgu Mureș este o localitate care iubește foarte mult basketul și mai ales atunci când echipa merge bine, biletele se epuizează foarte repede. Ne apropiem probabil și astăzi de 2000 de spectatori, 1800-1900. Eric Neal aruncă de 3 direct din fața lui Tomas Beloni și sunt 3 puncte care vin înainte de pauză pentru CSM Oradea. Ultima posibilitate pentru Gumureș să mai taie din această diferență care a crescut din nou la 8 lungi. Sunt ultimele 5 secunde ale sfertului 2. Mladen Jeremić cu Fenta de lângă Tarul, scoate spre Gajović, aruncă de 3 și Ninja Seros stogolește în coș. Un meci și jumătate pentru Gajović fără ratare, 4 din 4 și astăzi cu 2 din 2 la 3. Și dacă punem la socoteală și confruntarea cu Vâlcea, sunt 14 din 14 pentru Goran Gajović. Dacă o fi consumat-o aici pe ultima consecutivă, rămâne de văzut, pentru că a cam gâfâit mingea asta, dar a intrat în coș pe un balans oportunist și scorul pauzei este de 48 la 43 în favoarea celor de la CSM Oradea, unde fiind doar Starorism cu 8. Începe repriza a doua. Minge pe care o controlează Mladen Jeremić, intră în spațiul de 3 secunde, pasează pentru Șanta, care însă a avut prea mult grăsime pe mâini de această dată. E perioada sărbătorilor și se mănâncă ceva mai caloric. Poate că de asta pentru Sabol Șanta a fost scăpată această minge în afara terenului. E posesia așadar pentru Oradea cu Deuce Pearson. Da, blocajul lui Baciu, Eric Neal pentru Tarolis, pasa spre Baciu care ratează de lângă Șanta. Acesta reușește să-și treacă în cont cea de-a patra recuperare, iar Vlad Nistor, cel care conduce atacul pentru Mureșe. Primește Martinić, scoate în ultimul moment, dar în brațele lui Richard, intercepție pentru Orădeni și Eric Neal e singur cu inelul și înscrie. 9 total pentru Eric Neal, care îl supraveghează aici pe Martinić. Șanta. Jeremić pentru Nistor, aruncare de la semi-distanță, dar care se duce bine. Al doilea coș din acțiune a lui Vlad Nistor. 5 puncte în total astăzi pentru el. Una de 3, una de 2 până acum. Se întoarce greșit Tarolis, intercepția lui Nistor, o pasă prea puternică pe care Goran Gajović nu avea cum să o mai ajungă. Bine, Gajović susține că ar fi fost agățat de un adversar și că dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru, prindea mingea. Nu e de acord cu el Cristian Profim, unul dintre cei 3 arbitri acestei partide, care mai este arbitrată de Ciprian Stoica și Tudor Hișa. Eric Neal,
blocajului Baciu, pasă la înălțime, Baciu de lângă Shonto, minge scoasă pentru Deuce Pearson, Eric Neal de 3, Căcin. 12 puncte pentru Neal, care deschide cu 5 marcate în acest sfert al treilea și Oradea se distanțează la 8. Gajovic, Martinic, Nistor îl găsește pe Mladen Jeremić, care a aruncat cu boltă pentru a evita capacul lui Baciu și a atins cele două puncte, prin care urcă și el la un total de 11. Deuce Pearson, o minge interceptată de Nistor, Gajovic pasează pentru aruncarea lui Martinic, încă una de 3. Mesajul transmis de Goran Martinic pentru Oradea. 14 puncte marcate de Martinic astăzi de pe bancă. 2 din 3 la aruncările de la distanță. 53-50, din nou diferența scăzută la singură posesie. Richard Baciu, faultat de Martinic. Urmează două aruncări libere pentru Cătălin Baciu, care, la fel ca Radu Paliciuc, a fost și el în lotul României la Eurobasket 2017. Baciu a fost atunci al treilea marcator și al treilea recuperator al Naționalei României. 7,8 puncte cu 3,2 recuperări în medie pe întâlnire pentru Cătălin Baciu. De asemenea și al treilea cel mai eficient jucător, după Vlad Moldoveanu și Andrei Mandache. Continuă însă problemele în actualul sezon pentru Bobo Baciu la linia de libere. Acolo unde vă spuneam procentajul său este unul foarte mic. Baciu înregistrând doar 43% înainte de această partidă. Ambele ratate. Fanii orădeni deja nu se mai miră. Parcă s-au obișnuit și... ar fi convenabil, dar pare că s-au obișnuit și cu aceste ratări. Nistor acum accelerează, scapă de Neal și înscrie cu panoul. 7 puncte pentru Nistor, care face o partidă excelentă, ridicându-i în picioare pe o parte dintre fanii mureșeni. Merită toate aplauzele acestora puștul de 18 ani. Sfera devine încinsă în sala sporturilor din Oradea. Jocul se reia cu Deuce Pearson. Mingea pentru Taroli se întoarce, aruncă, Baciu și Șanta la recuperare, prinde până la urmă Gajovic, însă îi interceptează Neal, care vrea faultul, dar e doar out. Și posesia este pentru Târgu Mureș. Este Martinic. Aruncare foarte grea, dar care se duce în coș. Timeout solicitat de către Cristiachi, după ce echipa din Târgu Mureș trece la conducere. Este pentru prima oară în această partidă în CSM Târgu Mureș are avantaj pe tabelă.
Am pus să vă bucurați și de acest moment de entertainment în sala din Târgu Mureș. Noi revedem câteva dintre coșurile marcate în acest sfert cu numărul 3, unul în care CSM Târgu Mureș trece așadar la conducere după ce Oradea a avut 5 puncte la pauză și vă reamintesc că Leii Roșii au avut și 13 puncte avans pe parcursul primei jumătăți. Jocul se rea cu Eric Neal, conducător de joc. Richard. Tarolis. Băga bine aici pasa la interior și este un fault asupra lui Jonathan Orledge. Din nou proteste din partea mureșenilor. Cred că a fost mai degrabă fault pe primul pas al lui Orledge atunci când a fost tras de braț. Ulterior Shant a stat cu brațele sus, dar s-a dat pe aruncare și sunt două libere pentru jucătorul care, vă spuneam, a venit în momentul în care s-a aflat diagnosticul lui Nicola Markovic. Sârbul a fost pierdut pentru tot anul calendaristic 2023 după o fractură de metatarsiene la dreptul. De astfel Oradea s-a orientat către acest Orledge, care, vă spuneam, vine din campionatul Coreei de Sud, unde a jucat în stagiunea anterioară pentru Goyang și Seul. 7,7 puncte cu 3,1 recuperări în medie pe confruntare acolo. Conform site-ului United.ro, a avut și 49 de coșuri de 3 puncte cu un procentaj de 35%. Faul departe de minge în lupta pentru demarcare. Bobe Nicolescu îl faultează pe Mladen Ieremici. Nicolescu susține că ar fi fost el lovit. Faultul rămâne însă la basketbalistul român. Repune Goran Martinic, reangajat de Gajovic. Martinic se întoarce și este faultat. Două aruncări libere pentru Goran Martinic, care are astfel posibilitatea să ajungă la un total de 18 puncte. Martinic, în general, își transformă liberele. De obicei este mână sigură de acolo și astăzi are 2 din 2, 82% procentajul său în actualul sezon. Mureșenii cu oportunitatea de a trece din nou în avantaj după ce Orledge își repusese echipa la un punct azi. Eric Neal. Mai departe pentru Chris Richard. Pasa scoasă către Neal, blocajul lui Orledge. Neal de 3, se duce scurt, prinde Shonto. Și din nou Martinic este cel care aduce mingea în ofensivă. Goran Gajovic, gândiți să arunce de 3. Gajovic nu a mai ratat din sfertul al treilea al meciului cu CSM Focșani din urmă cu 2 runde. Sunt de atunci 17 aruncări consecutive. Ce greșeală pentru Shonta și intercepția lui Nicolescu, care vrea și faultul după ce i-a jefuit de posesie pe adversar chiar sub coșul lor. Excelent a apărut acolo Bobe Nicolescu pentru a izbuti o intercepție care a readus Oradea în avantaj, dar nu pentru mult timp. Conexiune perfectă între Martinic și Shonto și sunt 2 puncte înscrise de pivotul mureșan. Primul coș al lui Sabol Shonto în meciul de azi. Orledge cu bolta pentru Tarolis, care se ridică de lângă Nistor și își folosește avantajul taliei pentru a ajunge și el la 10 puncte. 5 din 7 din acțiune astăzi, alături de 2 recuperări pentru Donata Tarolis. Shonto, Ieremici, Martinic de 3, kabum! A început să nu mai poată să rateze. 21 de puncte pentru Goran Martinic. Un sfert superb în care cele două formații alternează la conducere, însă pentru prima oară în acest meci consemnăm un avantaj de 2 posesii pentru echipa mureșană. Ratează Orledge de 3. A recuperat Martinic. Nistor să-l angajeze sub panou Sabol Shonto, care a fost tras de Jonathan Orledge. Aflat la prima greșeală personală, cel care, vă spuneam, evoluează pentru Naționala Libanului. Faul clar al lui Orledge.
dar Oradea avea de dat. Oregi nu avea niciun fault, așadar binevenit. Pentru că altfel șanta ar fi primit foarte aproape de coș. Martinici, Nistor, tripla, cade pe inel. Un nou brânci dat de data asta de Nicolescu. Va ține mingea tot în jumătatea de atac a mureșenilor, cu posesie pentru ei. Mladen Jeremic este cel care a fost împins aici. Da, s-a văzut antebrațul extins al lui Boba Nicolescu, poate că și Jeremic a știut cum să vândă faultul, plonjând pe parchet. Dar acel antebraț extins a fost suficient pentru ca arbitrul să-l sancționeze. Jucătorul orădenilor cu acest fault, Boba Nicolescu, aflat la a patra greșeală personală și înlocuit de Cristian Kim, pentru că e în pericolul de a fi eliminat din joc. Abatere de picior la Eric Miller. Rămâne tot repunere pentru CSM Târgu Mureș cu atac proaspăt de 14 secunde. Martinici, Lawrence, o caută de 3, aruncarea pică pe inel, este recuperată de Tarolis pentru a treia oară. Dar acum Chris Richard, este faultat de Mladen Jeremic, aflat la prima greșeală personală, tot fault tactic și aici, a treia de echipă pentru CSM Târgu Mureș. Ulrich. Neil. Începuse foarte bine acest fer, pasă la alley-oop și Ulrich este cel care se înalță pe ultimul sertar pentru a se înfrupta cu această delicatesă a cincea pasă decisivă a lui Eric Neil. Oradea rămâne în presiune. Avem egalitate la 61. Nistor pentru Lawrence. Mingea trimisă Mladen Jeremic, fault ofensiv la Jacob Lawrence. A doua greșeală personală și pentru el. Blocaj în mișcare aici la Lawrence. Faultul fiind în atac, chiar dacă este a cincea de echipă, la CSM Târgu Mureș, nu se va aplica penalizarea. De fapt a fost oricum a patra, dar a patra se acumulează. Ia a patra și se cumulează așadar de acum înainte în penalizare. Neil a ezitat inițial să arunce de 3, dar a făcut-o bine. Și sunt 15 puncte pentru el, încă un coș de 3 și Oradea trece din nou în avantaj după un parțial de 7-0. Parțial oprit pentru un moment de timeout-ul solicitat de George Trif. După ce Târgu Mureș își luase cel mai mare elan al acestei confruntări, distanțându-se 4 diferență, vin aceste 7 puncte consecutive pentru echipa vizitatoare. Vă spuneam, mâine de la ora 17:30 ne întâlnim din nou cu basketul. Mai întâi pe Prima Sport 1 avem duelul dintre SCM Timișoara și CSO Voluntar, tot din această etapă, numărul 15. Pentru ca de la ora 19:15 să mergem în sala Dinamo pentru derbiul bucureștean dintre Dinamo și Rapid. Etapa se va încheia sâmbătă în direct pe Prima Sport 4, acolo unde se vede și confruntarea dintre Dinamo și Rapid de mâine. Sâmbătă de la ora 19 vom fi la Constanța pentru întâlnirea dintre CSM Constanța și CSU Sibiu, un alt meci foarte important pentru calificarea în top 10. 4 etape așadar, cu tot cu cea pe care o urmărim, au mai rămas până la încheierea acestei prime faze a sezonului regulat în stagiunea 2023-2024 și este extrem de interesant ceea ce se întâmplă, ceea ce privește bătălia pentru ultimele locuri care dau posibilitatea echipelor să rămână în continuare în duelul pentru play-off. Este fault aici asupra lui Paliciuc, Donata Starolis. O sancționa cu a doua greșeală personală și Paliciuc va beneficia de două aruncări libere grație bonusului în care se află CSM Târgu Mureș. Referitor la sistemul competițional, poate că mulți dintre dumneavoastră îl știți, el a fost implementat odată cu sezonul anterior, cu Liga Națională de Basket GTK 95 împărțită în două grupe de câte 9 formații,
primele 5 avansează în top 10, iar rezultatele împotriva echipelor care merg alături de tine în acel top 10 sunt păstrate. A fost recuperare ofensivă aici, dar o pasă direct în aut a lui David Enghi. Cât de bine venise la recuperare după ratarea lui Jeremić, însă a făcut-o ca două oră Denilor. Paliciuc mai devreme împărțise perechea de libere. Este așadar 64-62. Tarolis scoate din săritură. Orange l-avea liber pe Gheorghe. Oferea pasa pentru Eric Neal. Din nou Orange. Burson îi bagă mâna în buzunar și este jaf cu martori aici. Dar permis în jocul de basket, tot în intercepție era să obțină și Eric Neal. Sesia așadar pentru echipa mureșeană, care din nou are posibilitatea să egaleze. Exact 2 minute până la finalul sfertului. Burson. Blocajul pus de Lawrence. Burson luat aproape de Eric Neal. Lawrence din nou cu paravanul. Jonathan Burson aici din fața lui Aldridge, care l-a scos pe cauțiune cu faultul ăsta. Burson avea foarte puține soluții, dar așa e trimis la linia de libere pentru două încercări. Această a doua greșeală personală a lui Aldridge. Burson cu un procentaj de 71% în actualul sezon la linia de libere. Jucător cu cetățenie suedeză, Jonathan Burson, a revenit în Liga Națională de Basket, archează una din două. Neal. North Freeman a intrat din nou pe parchet. Neal trage de 3 direct în fundul găleții. Se duce această aruncare precisă a lui Eric Neal, care în continuare pare că nu poate să rateze. 18 puncte pentru el. Oradea are din nou 4 avans. Lawrence. Jeremić. Obligat să scoată pentru Person. Joacă 1-1 cu Gheorghe aici, aruncare dezechilibrată, tot el recuperează și pe al doilea efort înscrie prima recuperare în acest meci pentru Jonathan Burson, care ajunge la 5 puncte. Minutul final al sfertului 3. Tudor Gheorghe, Eric Neal. Așteaptă blocajul lui Freeman. Neal cu o pasă genială pentru Nar Freeman, care și-a bătut însă joc de ceea ce putea să fie servirea etapei. În partea cealaltă, Burson scapă mingea în afara terenului, dar cred că a fost atinsă ultima oară de un jucător al orădenilor. Așadar, 18 secunde rămase din atac. Trage Jacob Lawrence de 3 și este pentru a treia oară când plantează una din spatele arcului de cer. 11 puncte pentru Lawrence, 67-65 pentru Oradea. E diferență între tipul de joc și tipul de atac. Orădenii obțin faultul cu Aldridge, care va merge la linia de libere pentru două încercări. Care ratată. Always, vă spuneam, joacă astăzi pentru a patra oară în Liga Națională, până acum 50% procentajul său la linia de libere. Tot 3 meciuri a mai jucat și în FIBA Europe Cup, acolo unde a scris în total 5 puncte.
nu pare a fi încă adaptat în sistemul lui Cristian Chimu. 1,7 puncte practic pentru întâlnire alături de o recuperare pe meci în FIBA Europa. Martinic pentru Engi, liber la 3, o pune în coș. Cu doar câteva secunde înainte de finalul unei reprize care se încheie aici, un sfert care se încheie aici cu aruncarea ratată de Chris Richard de la centrul terenului, ce este 68 la 68. La 8 meciuri câștigate, 4 pierdute de CSM Târgu Mureș. Tudor Gheorghe la prima fază a sfertului 4, ratează aruncarea de la semidistanță, iar Lawrence recuperează pentru a treia dată. Martinici, Gajovici, blocajul pus de Șanta, mingea la Enghi, tripla, intră din nou! Bang, bang pentru David Enghi, care înscrie de două ori consecutiv din 0 grade la ultima fază a sfertului cu numărul 3 și la primul atac din sfertul 4 pentru mureșeni. Și dintr-o dată diferența crește la 6, cea mai mare consemnată în favoarea gazdelor. Tarolis pentru Gauciu, scapă de Gajovici, aruncă de 3, mingea cade pe inel, este recuperată de Sabol Cianto. Târgu Mureș are șansa să își extindă acest avantaj. Gajovici pentru Șonto de 3. Ne aruncă foarte des de la distanță Sabol Cianto. De altfel n-a înscris niciodată în actualul sezon, în care nu și-a asumase vreo aruncare de la 6.75 și ulterior Oradea profită de ratarea pivotului de la CSM Târgu Mureș și marchează un coș de 2 puncte. Gajovici, Martinici, căuta pe Șanta, greu să angajezi pivotul de pe centru, nu e neapărat vina lui Șanta. Gajovici face o eroare, Gajovici, pardon, Martinici face o eroare de începător și nu mă așteptam la așa ceva, la un jucător de 36 de ani. Foarte greu să bagi mingea sub panou atunci când ești pe centru, pentru că adversarul poate să întindă un braț și să devieze acea minge. Recuperare ofensivă aici a lui Nal Freeman, care va beneficia de două aruncări libere. Freeman s-a văzut foarte puțin în acest joc, doar 4 puncte și 2 recuperări, pentru că nici n-a stat foarte mult pe teren. 12 minute jucate astăzi de Nal Freeman, 6,8 puncte și 6,5 recuperări sunt mediile sale în Liga Națională, în timp ce în FIBA Europe apare 7,6 puncte cu 6,8 recuperări pe întâlnire. Este jucătorul adus la începutul sezonului pentru a îl înlocui pe Mark Ogden, cel care se adaptase foarte bine la Oradea. Avea un sezon și jumătate jucat pe Ogden. Nimeni nu-i face blocaj defensiv lui Richard, care culege recuperarea ofensivă nestingherit. Și tot el are tripla deschisă, dar o trage scurt. Lawrence cu a patra urmărire, trimite către Gajovici, care, vă spuneam, n-a mai ratat de la meciul cu Focșani, jucat în urmă cu două etape. În sertul al treilea venea o ultimă ratare atunci a lui Gajovici, în timp ce Lawrence irosește tripla, dar recuperează Enghi ofensiv. Pe finalul acelui meci, Gajovici a înscris 3 din 3, apoi 10 din 10 etapa trecută și 4 din 4 astăzi. Prea sus pasa lui Martinici pentru Lawrence. Oportunitate de distanțare irosită de mureșeni. Richard. Faultul lui Enghi. Mai pune redin lateral pentru Oradea. Golce. Fază la care caută să joace 1 la 1 cu Jacob Lawrence. Todrick Golce scrie dezechilibrat. Două puncte care taie diferența la o singură lungime. 9 în total astăzi pentru jucătorul care vă spuneam la începutul sezonului de la CSU Voluntar. Lawrence, Gajovici, sub panou e Șant. Șant înapoi pentru Gajovici, mingea circulă bine pentru Mureșeni, dar și Oradea schimbă excelent în defensivă, dar n-au ce să mai facă lui Goran Martinici, care ajunge la 23 de puncte în urma acestei aruncări cu boltă, prin care evită capacul lui Freeman. Este din nou fault al lui David Enghi.
doua greșeală personală pentru el. Intervenit aici asupra lui Chris Richard, care reușise să îl depășească. Freeburn. Richard nu s-a mai uitat la coș. Un fault asupra lui Tarolis. Martinić încearcă să se calmeze, pentru că știe că dacă protestează, încasează un tehnic, dar protestele sunt în zadar. Mi se pare incredibil când apar astfel de reacții, ca și cum n-ar fi luat decât mingea, deși se vede pe reluare cum a dat pe ambele brațe ale adversarului. Au fost două pliciuri acolo serioase, încasate de Tarolis. Și, repet, mă amuză cumva aceste reacții, mai ales la jucători de genul lui Martinić, 36 de ani. La un puș te aștepți, poate. Tarolis, superbă această finalizare. 14 puncte pentru Donatas Tarolis, al doilea marcator al orădenilor, după Eric Neal, care se odihnește. Gajović de 3, vine prima ratare. Au fost mai bine de 8 sferturi de basket fără ratare pentru Goran Gajović, după 17 coșuri consecutive. Dar aici e greșeala antisportivă la Nal Freeman. Intercepția lui Goran Martinić, faultul lui Freeman, care oprește contraatacul fără a avea o intenție de a juca mingea. Și vor fi două libere și posesia, decizie corectă. Decizie. 82% procentajul lui Martinić, am mai vorbit despre el. Nu mai greșește pe cea de-a doua. Oricum, pentru Martinić, odată cu acest punct, este record al sezonului, 24, spuneam precedentul, era de la meciul cu Focșani, din urmă cu două etape, când am scris 23. Gajović, după ce nu mai ratase de 8 sferturi, rostește acum două aruncări la rând. În partea cealaltă, Tarolis pentru Todrick Gocher, care îl vede pe Eric Neal, și de data asta rolurile se schimbă. În general, Neal este cel care vine cu astfel de facilitări pentru coechipierii săi. Doar că Gocher l-a reperat excelent sub panou pe un Neal care ajunge la 20 de puncte cu 8 din 10 din acțiune. Martinić. Ocazul așezat de Șanta, aruncarea lui Martinić ajunge din nou la țintă. 27 pentru Martinić și kilometrajul încă merge. Neal. Gocher. Are în zonă pentru CSM Târgu Mureș. Gocher a vrut să-i paseze sub panoul lui Baciu, după ce l-a atras pe el, pe omul înalt al echipei antrenate de George Trif, pe Sabol Cionto. Însă acesta a reușit să devieze o minge care rămâne în continuare pentru Oran. Tarolis. Apoi către Eric Neal. Aruncare din fața lui Cionto. Recuperare pentru Goran Gajović, iar în partea cealaltă Sabol Cionto este omul care sprintează pe contraatac și e găsit perfect de Gajović. Eric Neal. Caută să joace 1-1 cu Jacob Lawrence, primește Tarolis. Face puțină liniște în sala sporturilor din Târgu Mureș cu această finalizare. Șanta. Pasă direct în auci, cadou făcut orădenilor. Eric Neal scoate o pasă interceptată de Gajović, care este singur cu inelul și scrie prin slam-dunk. Târgu Mureș e din nou la două posesii, mai puțin de 4 minute până la final. Time-out Oradea după această răduire de posesie care îi aparține lui Goran Gajović. 12 puncte pentru el și 84-79 în favoarea echipei din Târgu Mureș. Oradea în pericolul de a pierde pentru prima oară după
11 victorii consecutive în Liga Națională de Basket GTK 95. CSM Târgu Mureș aproape de al 5-lea succes la rând. Vă spuneam, pentru formația gazdă de astăzi, debutul de campionat nu a fost unul deloc fericit. Dar ulterior, echipa a reușit să se redreseze. Mureșenii pierduseră după primele 4 etape la Constanța și acasă cu Vâlcea. A venit apoi înfrângerea de la Oradea și au căzut pe bilanț negativ. Redresat odată cu succesul 80-66 în fața lui CSU Sibiu și apoi au câștigat la un punct la Craiova. Au pierdut la doar 4 puncte contra lui FCA Giurgiu și au venit apoi cele 4 victorii consecutive despre care vorbeam, acasă contra Constanței și contra Focianului și în deplasare la Ploiești și la Vâlcea. Jocul ne luat între timp, este Baciu cel care pasează pentru Taroli Nicolescu de 3, Oradea încă e acolo, încă are puls. Triplă uriașă a lui Bobe Nicolescu, care ajunge la 9 puncte marcate. Și diferența este din nou de o posesie. Gaiovici ratează aruncarea recuperată de Taroli, 84-82. De la Tarolis și este acum un fault pe care îl comite David Echi. Mureșenii se duce în penalizare, iar cincea de echipă, din ce Goran Gaiovic este retras pe bancă pentru că are nevoie de ceva obiectiv. Urmează așadar două aruncări libere pe care Eric Neal are posibilitatea să egaleze situația. Pe prima o transformă fără probleme. Eric Neal, jucător cu 97% procentaj la linia de fault în actualul sezon. Ligii Naționale de Basket GTK 95. Stă foarte bine și în Eurocup cu 82%, însă iată că în astfel de momente până și jucătorii mari vin cu ratări. Neal irosește o liberă și rămâne avantaj de un punct pentru Târgu Mureș. Jacob Lawrence în duel cu Tarolis. Lawrence se întoarce și este faultat. Nu pe aruncare, cred. El ar vrea două libere, făcându-le semn arbitrilor că era în actul aruncării. Sincer, văzând această reluare, l-aș pune la linia de libere, pentru că nu mai bătea mingea. Arbitrii nu sunt de acord. A fost doar repunere din lateral. Lawrence pentru Mladen Jeremic. Reprimește Lawrence, e liber la 3, aruncă de acolo, face scurt. Shanta împinge până la Enghi, care voleivolează spre Lawrence. Jeremic așteaptă blocajul lui Shanta. Mladen Jeremic de 3. Prinde Baciu. Asta a patra recuperare pentru pivotul român. Eric Neal, mâncare de pe un picior, la recuperare se fluieră fault, greșeala personală este încasată de Baciu. Aflat la al doilea fault astăzi, Baciu aici cu un brânci, pe care arbitrii l-au văzut la Sabol Shanta. Mai puțin de 2 minute și jumătate până la finalul unui meci care poate fi al oricărei formații. Atmosfera rămâne în continuare electrică la Târgu Mureș. Lawrence. Vine Mladen Jeremic. În spațiul de 3 secunde, dar acolo este Bobe Nicolescu care coboară tavanul. A avut totuși piciorul afară. Și vom vedea dacă e cumva o contestație făcută de Cristi Achim. Aici nu avem cum să ne dăm seama. Cred că rămâne posesie pentru CSM Târgu Mureș fără contestație din partea lui Cristi Achim. Sau ba da, ne vedem pe arbitrii la monitorul oficial.
Ciprian Stoica vrea să mai arunce o dată o privire pe această fază. Poate de aici să le dăm seama. Aici are mingea Nicolescu, nu se vede însă dacă în momentul în care îl lovește pe gambă, călcâiul său era sau nu pe linie. Poate din unghiul lui Ciprian Stoica să fi fost mai favorabil. Se pare că nu. Rămâne posesie pentru Târgu Mureș. 7 secunde din atac. Goran Martinic la repunere. Este Jeremic. Poate să se folosească de blocajul lui Șanta, trage de 3. O face scurt și Gocher, care a pus bine blocajul defensiv la Martinic, este cel care prinde pentru prima oară. Eric Neal, bloc ieșire cu Tarolis. Aruncarea se transformă într-o pasă pentru un liber Bobe Nicolescu, care de data asta nu mai înfige de 3. Posesie pentru Târgu Mureș. Goran Martinic, cel care dirigează traficul pentru echipa gazdă, primește Enghi. Blocajul lui Șanta, David Enghi. Lawrence. Martinic către Enghi, de 3, uriașă această triplă, a treia a lui David Enghi. A avut 2 de pe dreapta în finalul setului 3 și în startul setului 4. Înscrie acum una de pe stânga, tot din 0 grade. Și este avantaj de 4 pentru CSM Târgu Mureș. Donata Starolis îl găsește pe Eric Neal, care joacă bloc ieșire cu Baciu. Neal acum vrut pasa în 0 grade către un Tarolis care aștepta să tragă de 3. Jacob Lowe este cel care s-a interpus pe traiectoria acestei mici, devenind-o în afara terenului. 6 secunde rămân din atac pentru CSM Orat. Nicolescu a încercat să apară în spațiul de 3 secunde. Gauci. O pasă pentru Baciu. Tarolis trebuie să arunce, o face de 3. La recuperare este Enghi, care prinde pentru a patra dată. Și minge pentru CSM Târgu Mureș, care cu mai puțin de un minut până la finalul jocului are avantaj de 4 puncte și posesia. Și aproape se administreze Oradei cel de-al doilea insucces în acest sezon. Primul după 11 victorii consecutive. Ratează Jeremic. Neal salvează pentru Oradea, care atacă acum tot prin el. Eric Neal își așează aruncarea de 3. A fost blocat de Lawrence. Vine la urmărire Tarolis. Nu știu dacă a fost faul sau nu. Valii mureșeni au ridicat brațele, au obturat unghiul. Cred că este faul la Șanta. Cel puțin așa mi se pare pe această reluare. Dar se pare că nu s-a fluierat faul, ci doar out. Este timeout solicitat de Cristi Achim. Situație dificilă pentru CSM Oradea. Repet, cazul în care ambele echipe ajung în faza a doua a sezonului regulat în aceeași parte, adică în top 10, Oradea n-are cum să mai rateze top 10-le. Pentru Târgu Mureș mai există ceva emoții, dar o victorie astăzi ar face-o să privească mult mai încrezător ultimele 3 etape din prima fază a sezonului regulat. Dar meciul este foarte important pentru că, repet, dacă ambele echipe trec mai departe, atunci această înfrângere rămâne pentru Oradea, precum și victoria care este contabilizată pentru CSM Târgu Mureș. Ar fi clar o surpriză, victoria celor de la CSM Târgu Mureș, însă la ce formă a arătat această echipă, care primește de multe ori și încurajările de la o sală încinsă. Am văzut-o în imagine și pe jucătoarea de volei, Mihaela Jeremic, care este soția lui Mladen Jeremic, alături de soțul său pentru această partidă. Voleiul are liber în această perioadă. Basketul nu, basketul se joacă. Și vă spuneam, mâine și poimâine avem alte 3 meciuri pe canalele Prima Sport.
Timișoara Voluntar de la 17:30 pe Dima Sport 1 și Dinamo Rapid pe Prima Sport 4 de la 19:15 mâine. Apoi Constanța Sibiu sâmbătă de la 7 seara. E greu să o bați pe Târgu Mureș la ea acasă. Să vedem acum ce schemă a desenat Cristi Achim și dacă este respectată de jucătorii săi. 15 secunde din atac, dar nu, asta este important. Oradea are nevoie să marcheze repede. Nu poate egala dintr-o singură fază. Are nevoie să mai rămână apoi cu timp. Primește Ulrich, trimite pentru Eric Neal. Neal își caută aruncarea de 3. Enghi lângă el. Neal scapă de Enghi. Aruncă de afară. Mingea cade pe inel. La recuperare Ulrich și Jeremic. Posesia este pentru Târgu Mureș. Avem time-out. Indică Cristian Trofim. Apoi pe 6 ianuarie vom avea un alt double header, Sibiu Târgu Mureș, respectiv Dinamo Voluntar. Pentru Oradea, clar, primul lucru de vânat este o intercepție aici. Dacă nu iese, trebuie să vină faultul. Nu e chiar cea mai modernă arenă, cea din Târgu Mureș. Unghiul de filmare e dificil pentru orice telespectator. Primește Lawrence și este faultat, așa cum era de așteptat. Oradea însă mai avea unul de dat. Încă nu-l pot pune la linia de libere, ceea ce își doresc oradenii de Jacob Lawrence. Mai trebuie să facă încă un fault. Repunere este Vladen Jeremic. 8,3 secunde rămase până la încheierea acestei partide. Jeremic îl găsește pe Martinic și acesta întoarce mingea pentru un Vladen Jeremic care este faultat. A vrut probabil să scape de limitarea lui Goran Martinic la linia de libere, jucător considerat aproape automat de acolo, chiar dacă a ratat el odată astăzi, poate cu atât mai mult. Avem și o eliminare. Donata Starolis este cel care a făcut faultul de mai devreme. A cincea greșeală personală pentru Starolis, care termină cu 16 puncte și 7 recuperări. Jeremic așadar cu două aruncări libere într-un sezon în care are 86% procentaj. Procentual e peste Martinic. Nu prea ratează nici Vladen Jeremic, care ajunge acum la 12 puncte. Noua aruncare liberă pentru Jeremic, iese din coș, e puțin timp la dispoziție pentru Oradea, trebuie să vină o triplă urgent. Goucher o caută de afară, mingea cade pe inel și Târgu Mureș câștigă. Victorie cu 88 la 83 în fața vicecampioanei României, CSM Oradea. O partidă care se va vedea din nou în Final 8-ul de la Cluj al Cupei României, când cele două echipe au fost trase la sorți în același sfert de final. Însă până atunci mai este, iar pentru mureșeni anul se încheie cum nu se poate mai bine. Nici artificiile de Revelion nu puteau să fie atât de plăcute pentru o echipă care ajunge la 5 victorii consecutive, urcă la un bilanț de 9 meciuri câștigate și 4 pierdute, rămânând astfel pe cea de-a doua, pe cea de-a treia poziție a grupei B, la o jumătate de meci acum în spatele lui FC Argeș-Mitești, care are 10-4 bilanț, în timp ce pentru Oradea o serie de 11 succese la rând se oprește aici, lăsându-i înmărmuriți pe fanii orădeni, care nu cred că se gândeau la un astfel de dezvoltământ în momentul în care echipa lor conducea la 13 puncte distanță. Goran Martinic stabilește un nou record al sezonului, 27 de puncte într-o partidă în care a avut 4 din 5 de la distanță. El a fost secundat de Goran Gajovic și de Vladen Jeremic, ambii cu
puncte, 12 puncte. De partea cealaltă, la CSM Oradea, Eric Neal termină cu 21 de puncte, alături de 7 pase decisive, iar Donata Staroris încheie cu 16, dar insuficient pentru a evita eșecul. Mâine, vă reamintesc, ne întâlnim de la 17:30 cu meciul dintre SCM Timișoara și CSU Voluntari pe Prima Sport 1. Punem punct aici întâlnirii cu basketul de astăzi. Eu sunt Cosmin Petrescu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu mine, rămâneți sănătoși!